Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou video. Vreau să încep cu niște noutăți. Tocmai am trecut de numărul de 90 de subscriber pe YouTube. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, pentru subscriber, bineînțeles, pentru activitate, pentru comentarii, pentru like-uri. Vreau să menționez că și canalul o duce foarte bine și este în creștere. Pe zi ce trece bat recordurile de pe tot felul de site-uri de statistici pentru YouTube, Social Blade de exemplu. Am aici statistici zilnice și așa pot observa activitatea voastră mult mai bine. Încă o dată vreau să vă mulțumesc și hai să nu mai lungim vorba. Astăzi vreau să încep o serie de tutoriale pentru cei care vor să înceapă să folosească Photoshop. Și astăzi o să ne ocupăm de uneltele de bază din acest program. Mai întâi o să resetez eu aici paleta de culori și o să fac un document nou. 1920 1080, ca să arate bine, HD, frumos. Ok. Bun. Când aveți compoziția în față și vreți să o măriți sau să-i dați fit to screen, apăsați pe lupa aceasta sau apăsați, nu, hașerea pentru mână. Stați un pic, apare aici scurtătura imediat. Z pentru lupă și dați click pe ecran și fit to screen sau actual pixels. De asta face imaginea exact cât de mare e compoziția. Așa că îi dăm fit to screen. Și începem cu lucruri de bază, și anume brush-urile. Puteți să controlați aceste brush-uri de aici de sus, în meniul acesta, sau puteți merge la Window și aici avem brush. Da? O să o trag afară. Și avem fereastra cu brush-uri. Putem să edităm dimensiunea. Ok. Cât de tare să apese. De fapt, cât de tare să fie marginile. Eu o las la 0 de obicei, dar nu prea folosesc brush-uri, eu mă ocup de vector mai mult. Spacing, cu asta putem edita spațiul dintre aceste puncte care apar pe ecran. Sunt foarte utile dacă vreți să faceți o margine pentru un document, pentru o scrisoare, de exemplu, să desenați o scrisoare în Photoshop. Puteți să folosiți aceste buline și să faceți click într-un loc și după aia cu shift apăsat mai faceți click într-un alt loc. Schimbăm spacing-ul, facem click aici și încă o dată aici și vedeți că s-a schimbat spațiul dintre. Putem să lăsăm așa. Eu las cam așa. 20%. Bun. Ce mai putem face? Trebuie să știți că de aici facem layere noi, da? Putem să le grupăm dacă facem mai multe layere. Cu Shift apăsat le selectați pe toate și apăsați Ctrl G și avem un grup pe care îl putem muta. Ok, eu o să șterg și o să fac de fapt, hai să ștergem ce am făcut până acum. Deblocăm mai întâi background-ul și îl colorăm. Avem aici bucket tool, paint bucket tool. Da? Selectăm culoarea alb și nu vrea să mă asculte. Ok, de-abia acum colorăm. Bun. Hai să facem un layer nou. Îl blocăm mai întâi pe ăsta. De fapt, îl putem lăsa așa. Nu ne deranjează. Mă rog, mergem pe layerul nou și hai să desenăm ceva. Cu negru, bineînțeles. Da? Poate fi mutat cu înalta aceasta de sus, care arată ca mouse-ul obișnuit, numai că are săgețile în toate direcțiile și putem muta. Cu această unealtă selectată apăsăm Ctrl T și putem modifica aspectul conținutului.
cu shift apăsat putem face totul la același aspect ratio, adică nu schimbăm nimic decât dimensiunea. Dacă apăsăm și alt, o să mărim sau micșorăm din centrul imaginii către exterior, nu dintr-un colț, da? Avem aici uneltele pentru selectat, însă mai putem folosi și pentul. Hai să folosim mai de rectangle marquee-ul și să selectăm o bucată din imagine, ok, și îi dăm layer via cut. Asta înseamnă că face un layer nou printr-o tăietură în imagine. Avem două layere separate cu câte o jumătate din imagine. Lasoul-ul putem selecta o anumită porțiune, mai inexact zic eu, da, și am mai făcut un layer, ok, cu pentul, pentru a face selecții trebuie să poziționați punctele în zona în care vreți să selectați, click dreapta și make selection. Deci puteți să-i dăm un feather, asta înseamnă că face selecția mai fină, în sensul că colțurile vor fi mai moi. E mai greu să te exprimi în română când vine vorba de Photoshop. Ok, cu Ctrl D puteți să deselectați, cu Ctrl A selectați tot. Eu încerc să introduc cât mai multe cunoștințe și să vă spun despre cât mai multe scurtături și lucruri despre Photoshop, având în vedere că ăsta e un tutorial pentru începători. Bun. Mai departe, de bază, ce mai avem? Blur. Mă rog, nu se vede chiar aici, dar pot să trag o imagine. Da. Și hai să ascundem ce am făcut noi până acum. Dacă ținem apăsat Alt și dăm de scroll wheel, putem să ne apropiem sau să ne depărtăm de compoziție. Ok. Da, cu această unealtă avem eraser, guma obișnuită, background eraser tool cu care putem șterge background-uri, și magic eraser tool. De exemplu, putem să ștergem din fundal, da, și rămâne așa spațiul. În loc să selectăm bucata asta, să o ștergem, să o selectăm și pe asta, să o ștergem. Pac, am dat cu background eraser tool și am șters exact ce ne trebuie. Ok. De bază mai fi shape-urile pe care le putem face din această unealtă. Avem pătrat, pătrat cu colțuri rotunde, cercuri, poligoane, linii și custom shape, pe care le putem selecta de aici. Dacă nu vedeți ce vă trebuie, dacă urmăriți un tutorial, de exemplu, întotdeauna aveți aici butonul acesta și puteți selecta dintr-o anumită categorie de shape-uri. Hai să vedem ce se află la web. Îi dăm append și o să apară aici jos și avem tot felul de butoane. Da? Bun. Haideți să facem un layer nou, le ștergem pe astea și să tragem un shape. Cu shift apăsat și facem totul aspectul 1 pe 1. Da? Putem colora shape-ul fie cu paint bucket-ul sau putem să facem asta prin efecte, blending options, și avem aici color overlay și schimbăm culoarea de aici. Da? Putem selecta orice. Bun. Păi cam asta a fost cu uneltele de bază. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în tutorialul
tutorialul următor, când o să ne ocupăm de filtre și efecte.